mingea în spatele piciorului de sprijin, o ridic în lateral. În exemplul ăsta, agăț mingea cu o singură atingere și nu cu double touch. Agăț mingea cu vârful piciorului stâng, ca adversar, mă duc în partea asta, pentru că mingea vine în zona asta, da? Acea schimbare rapidă a direcției face toată șmecheria și fentează adversarul. Mingea sare peste, am timp să revin și vine șutul. Salt mingea, o trag spre mine, o las să urce pe picior și o ridic prin spate. Aici las mingea puțin să se ducă spre exterior, în partea dreaptă a adversarului. Și apoi mă răsucesc și agăț mingea și o trimit pe sus, peste mine, în partea cealaltă. Trebuie să o salți destul de mult în sus și lateral, dar nu foarte mult în lateral, la prima atingere cu piciorul. Dacă vreți să faceți dubla atingere, acel AKK. Aveți grijă să nu trimiteți prea mult în exterior. Faceți ridicarea aceea mai ușor, mai încet, ca să aveți timp să beți unde-i mingea. Acest punct sunt două variante. Opțiunea double touch, două atingeri, cel AKK de care vă vorbeam și în tutorialul Knee AKK. Varianta simplă, o simplă atingere cu vârful adidasului. După ce ai aruncat mingea din spate, o aștepți puțin și doar o arunci în partea cealaltă folosindu-te vârful adidasului pentru a agăța mingea. Aici vedeți varianta double touch, cu două atingeri. Asta a fost schema Fire Dragon AKK. Am prezentat-o, sunt Alexandru Stan. youtube.com/invatafreestyle, facebook.com/invatafreestyle. Dați add friend acolo pe Facebook. Vă aștept să vă abonați pe YouTube pentru a afla noi și multe alte tutoriale de fotbal și de freestyle în curând. Mulțumesc pentru atenție, toate cele bune, salut!